acest pământ tu ne-ai găsit. În lumea noastră de păcat și în dragoste tu ne-ai salvat. În lumea noastră de păcat și în dragoste tu ne-ai salvat. Sare-n răsărit, pe cei temaci călăuzit, unde e pruncul împărat, unde e Iubiți frați și surori, suntem în așteptarea Mirelui. Nu știu dacă o să vină noaptea aceasta, încă în cursul anului 2021, sau mai amână. Dumnezeu este singurul suveran care cunoaște această mare taină. Noi însă, copiii Lui, suntem în casa de rugăciune în seara aceasta, ultimă a anului 2021, în care vrem să venim înaintea Domnului cu mulțumiri, în primul rând. Cred că toți cei ce suntem în seara aceasta în casa lui Dumnezeu, am venit în primul rând să mulțumim lui Dumnezeu care ne-a păstrat viața până aici, care ne-a ocrotit, care ne-a păzit pe noi, familiile noastre, și în seara aceasta putem să stăm în casa lui Dumnezeu. Este, cred că, dorința fiecărui frate, a fiecărei surori, a fiecărui tânăr sau tânără prezentă în biserică în seara aceasta, ca să se închine lui Dumnezeu și să aducă mulțumiri pentru multul har, pentru binecuvântatul har, pentru protecția și paza care ne-a oferit-o pe parcursul acestui an. Aproape că este greu să credem că am ajuns și la sfârșitul anului 2021. Atunci când am început anul 2021 în condițiile acestea de pandemie, ne-am gândit, va fi tare greu să-l sfârșim. Poate că vine Domnul anul acesta, poate că Domnul scurtează timpul acesta de pandemie și de așteptare a bisericii
în așteptarea mirelui, așa cum cântau tinerii în seara aceasta și noi împreună cu ei. Doresc din toată inima ca Dumnezeu să binecuvinteze timpul acesta și să-l facă benefic pentru fiecare dintre noi. Avem ocazia în seara aceasta încă să-i mai cerem iertare Domnului. Știți că dacă cerem iertare în seara aceasta lui Dumnezeu, așa spune cuvântul lui Domnului, El este credincios și să ne ierte de toate greșelile, de toate păcatele, de toate frădelegile care le-am făcut în anul acesta, dacă venim cu o inimă pe măsura frădelegilor și păcatelor pe care noi le-am făcut pe parcursul acestui an, a întristărilor care le-am produs Domnului. Haideți ca să folosim seara aceasta, cât vom sta în casa Domnului în seara aceasta, în cele 2 ore aproximativ, dar și până la finalul acestei zile, până la ora 12, să stăm înaintea Domnului și să-i mulțumim de toată dragostea Lui, de tot harul Lui și în același timp să rugăm încă să ne ierte. Așa cum stăm înaintea Domnului, vă invit să facem lucrul acesta și Domnul să fie cu noi și să ne asculte. Amin. Amin. Vă invit să vă reașezați. Iubiți frați și surori, doresc din toată inima ca Dumnezeu să binecuvinteze adunarea noastră și din seara aceasta. Și să fie Domnul prezent în mijlocul adunării noastre. Dacă va fi Domnul prezent în adunarea noastră, cu siguranță vom avea momente de bucurie, vom avea momente de pace lăuntrică, de care avem nevoie toți. Fără a simți, fără a avea convingerea că această pace care coboară direct din cer de la Dumnezeu este în inimile noastre, fără a avea această convingere, frații mei,
cred că inimile noastre sunt tot sărace, lipsite de ceea ce este așa de important. Pacea după care aleargă lumea întreagă. Noi suntem în prezența Domnului Păcii, unul din numele pe care Dumnezeu l-a hotărât pentru Mântuitorul și Salvatorul nostru, Domnul Iisus Hristos, este și Domn al Păcii. El este prezent în adunarea noastră. În primul rând doresc să vă binecuvintez în numele Domnului și să vă mulțumesc că înțelegeți această situație delicată în care ne aflăm în perioada aceasta din nou. Parcă nu așteptam să fim din nou cu restricții, în condiții de nu atât de privilegiate să stăm în casa lui Dumnezeu. Și totuși, a purta o mască, mă gândesc că nu este lucru cel mai dificil pentru fiecare dintre noi. Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți cei ce înțelegeți lucrul acesta. Este o necesitate la care trebuie să ne supunem. Dumnezeu să cunoașteți toți, nu de că noi dorim să faceți lucrul acesta, ci imaginați-vă dacă ar veni cineva de la autorități și ar intra în biserică și ar constata că suntem în neregulă. Cred că toți sunteți conștienți de amenzile mari care se dau bisericii și sigur și persoane găsite în această stare de neregulă. Doresc ca Dumnezeu să binecuvinteze pe toți frații, surorile care înțeleg această nevoie și această dorință. Mă gândesc, frații mei, este nimica să porți o mască aici. Doamne, nu lăsa pe nimeni să aibă parte de mediul care va fi în locul în care vor fi cei ce nu vor fi cu Domnul în final. Acolo va fi mult mai greu. De aceea, haideți să dăm dovadă de ascultare, de respect pentru ceilalți frați, de respect și pentru autorități care nu cer încă un lucru în contradicție cu Biblia. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Haideți să slăvim pe Domnul în continuare și în seara aceasta împreună cu grupul de laudă și să cântăm spre slava lui Dumnezeu cântările frumoase care le merită Domnul și Mântuitorul nostru să le primească pentru glorificarea numelui Său Sfânt. După ce cântăm cu toții, împreună cu grupul de laudă, corul bisericii slăvește pe Domnul cu prima cântare. Și Domnul să primească laudele noastre ale tuturor. După această cântare a corului, fratele Sebi Turciani are o cântare spre slava Domnului și câteva gânduri care dorește să le spună bisericii. Dumnezeu să primească toată lauda și închinarea și din seara aceasta și părtășia noastră să fie pentru gloria și slava Domnului. Amin. Îți mulțumesc pentru acesta.
și vremerea, puterea în mâna ta. Iubire tu mi-ai arătat, inima mi-ai înălțat, în toate tu m-ai binecuvântat. Vreau acum la sfârșit de an,
Lăudat să fie Domnul! Îl binecuvântăm pe El pentru că ne-a dat harul fiecăruia dintre noi ca în seara aceasta să fim aici. Este ultima seară din an și este un har, este o binecuvântare. Pentru mine personal este o binecuvântare pentru că după atâtea luni de încercare, de suferință, Domnul s-a îndurat de mine și m-a ridicat de unde am fost. Cântarea pe care vreau să o cânt spune un prieten bun pe calea vieții. Mi-ai fost, Iisuse, prea iubit. Această cântare reprezintă ceea ce am trecut lunile acestea din mai încoace. Situații în care nu erau șanse pentru viață, nu erau șanse de reabilitare ca să mai fiu pe picioare. Și Domnul s-a îndurat. Domnul a fost lângă mine, nu m-a părăsit. A fost un prieten bun pentru mine care întotdeauna mi-a alinat durerea, întotdeauna a fost lângă mine și m-a ridicat, m-a întărit. Și de aceea în această ultimă zi din an vreau să-i binecuvintez și nu doar acum. Vreau să-L laud că Dumnezeu mi-a dat zile. Au fost momente în care nimeni n-ar fi putut să-mi ridice povara, durerea fizică pe care am avut-o. Nici chiar soția nu era lângă mine, nici nimeni nu era lângă mine în toi de noapte și mi-aduc aminte că au fost câteva etape de felul acesta în care am zis, Doamne, mă las în mâna Ta și ceea ce Tu ai hotărât pentru mine, aceea va fi. Erau dureri pe care nu le vi le pot exprima în momentul acesta și nu le voi putea exprima. Dar pacea pe care mi-a dat-o El, Mântuitorul meu și Mântuitorul nostru a tuturora, faptul că El nu m-a părăsit, faptul că a rămas lângă mine, m-a ridicat și mi-a dat putere să mă duc înainte. Și sunt aici în mijlocul vostru ca o mărturie veche pentru că El, El și doar El a lucrat și și-a proslăvit numele. Așa cum am cântat cântarea adineaur cu toți împreună, personal îi mulțumesc Domnului din toată inima pentru toată binecuvântarea pe care mi-a dat-o în anul acesta, cu precădere aceste încercări prin care am trecut. Deși din punct de vedere fizic au fost grele, totuși am văzut frumusețea Domnului și de aceea îi mulțumesc. Și vreau să-L laud pe Domnul cu această cântare și Domnul să fie binecuvântat. Tu ai rămas mereu cu
prieten bun. În nopțile de îndurerare, când fața lacrimi mi-o scălda, om, numai mâna ta cea bună, că mileșterge o simția. Rămân aproape cu suflet recunoscător, o minunatul meu prieten și scumpul meu mântuitor. Slăviți să fie Domnul! Domnul să te binecuvinteze, frate Sebi! Amen. Ești într-adevăr o minune a lucrării lui Dumnezeu care o face în mijlocul poporului lui, care s-a întâmplat în cursul acestui an, pe care chiar îl încheiem astăzi. Slăvit să fie numele Domnului! Amen. După cum ați observat, în seara aceasta suntem la Amvon 3 frați, și am dorit în seara aceasta, sub această tematică de gânduri și dorințe de la sfârșit de an, să venim înaintea dumneavoastră cu gânduri care izvorăsc din inima noastră pentru apropierea noastră tot mai mult de Domnul și sigur ca o mărturie, ca o recunoștință, ca un act de mulțumire înaintea lui Dumnezeu care ne-a purtat de grijă și a fost cu noi pe parcursul acestui an. Slăvit să fie numele Domnului! În această zi am vorbit cu mai mulți din frații noștri care nu pot fi cu noi în biserică. Și spuneau cu toată inima lor, din adâncul ființei lor, să transmit întregii biserici mulțumirile dumnealor pentru faptul că îi purtăm în rugăciune. Am vorbit cu fratele Ignaț și cu sora Regina. Am vorbit cu fratele Ghiță Cristea. Am vorbit cu fratele Gabi Crișan, care știți cu toți, ieri a avut această intervenție chirurgicală și Domnul a trecut biruitor prin ea. Slăvit să fie numele Domnului. Și nu pot fi cu noi în seara aceasta aici. Am vorbit cu sora Bădulescu. Doresc din toată inima ca în seara aceasta, atunci când ne vom ruga cu biserica și vom face lucrul acesta poate de câteva ore în seara aceasta, Dumnezeu să ne asculte rugăciunile și să pomenim acești frați. Ne rugăm pentru toți frații și surorile noastre care sunt
în suferință și avem pe lista noastră de rugăciune. Dar în seara aceasta, în mod deosebit, atunci când ne vom ruga cu biserica, ne vom ruga și pentru sora Tincuț. Aș dori să o aducem înaintea Domnului, ca Domnul să se îndure de ea, Domnul să o facă bine, să o întărească. Știm că trece printr-o perioadă mai grea acum. Dumnezeu să se îndure de ea și să-i facă bine, să o vindece. Haideți să cântăm în continuare cu grupul de laudă. Apoi fratele Cornel Pop va slăvi pe Domnul cântând, după care ascultăm primul mesaj prin fratele Marius Trip. Dumnezeu să-l binecuvinteze pe el și gândurile care Domnul i le-a pus pe inimă, să le pună Domnul și pe inimile noastre, ca să putem mai aproape de Domnul să fim și să fim gata pentru momentul în care el o să se întoarcă să-și ia biserica la cer. Amin. Viața mea ți-o dau în mâna ta de Tatăl și-am să-ți gând mereu.
că-și toate sunt și crezi prin tine. De n-ai fi tu, de n-ai fi tu, n-ar fi nici când nu-mi bine, căci arul tău, n-ar fi nici când nu-mi bine, căci arul tot, căci arul tot, Iisus e numai tine. De n-ai fi tu, n-ar fi nici noaptea, nici trecerea ce primește, căci toate sunt a ta lucrare. De n-ai fi tu, de n-ai fi tu, n-ar fi nici când nu-mi bine, căci arunc de n-ai fi tu.
Făcearul.